A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin. Prin harul Domnului am ajuns la cea de-a treia lecție din ciclul Limite. Astăzi, limitele slujirii sfinte. Slujirea sfântă cuprinde tot ceea ce facem în lucrarea Domnului și pentru lucrarea Domnului. Apostolul Pavel scria în 1 Corinteni, la capitolul 4, de la versetul 1, iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainilor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Aceasta ar fi o slujire propriu-zisă, dar spune în aceeași epistolă, în capitolul 10, versetele 31 și 32, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricini de păcătorii nici pentru iudei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Și activitățile care, am zis ce spun noi, că nu sunt bisericești, ne reprezintă tot pe noi cei de la biserică. Suntem tot cei ce suntem la biserică. De aceea spunea și în Coloseni, capitolul 3, versetul 23 și 24, Apostolul Pavel, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului. Deci am putea spune că în sens larg, tot ceea ce facem este o slujire în lucrarea Domnului sau pentru lucrarea Domnului. Însă această slujire vom vedea că are limitele ei. De altfel, toate ființele și natura întreagă au limite în slujire, determinate de scopul pentru care au fost create. În Genesa este scris că în ziua a patra au fost creați luminătorii și soarele are limite, seara apune. Luna are și ea limite, vremi în care se arată. Toate sunt limitate. Îngerii au și ei limite în slujire. Poți sluji doar încât le este dată puterea. Este scris în Daniel 10 cu 13 că un înger a spus profetului că a fost împiedicat de un înger rău, de o căpetenie demonică. Deci limitele sale au fost în imposibilitatea ca să poată trece de acest obstacol și a trebuit să vină un înger de rang mai înalt, a cărui limite erau și autoritate mai mare, să-i facă acces și să ajungă răspunsul la Daniel și îi spunea că se întoarce și sunt alte lupte. Dar să privim la realitatea noastră ca oameni, la limite obiective și subiective ale slujirii. Adică limite care sunt așezate și nu pot fi depășite și limite care pot să fie atinse sau să nu fie atinse sau să vrem să trecem de ele și nu este bine. Și într-o a doua parte ne vom opri la câteva exemple pentru a înțelege mai bine ceea ce Domnul vrea să ne învețe. Am împărțit prima parte în alte două părți. În primul rând, criterii obiective de limitare a slujirii. Patru criterii. 1. În funcție de parametrii slujirii. Astfel, în Vechiul Testament, era slujirea la templul Domnului. Marele preot avea anumite atribuții, preoții mai puțin, leviții mai puțin, ca și grad și alte atribuții mai extinse, erau parametri legate de jertfe, de sărbători și fiecare trebuia să-și respecte rânduiala slujirii la care a fost chemat și însărcinat. Nu putea să facă ce vrea, erau anumiți parametri stabiliți prin lege. Citim pentru aceasta în cartea Levitic, la capitolul 8, versetul 33, unde găsim scris,
Timp de 7 zile să nu ieșiți deloc din ușa cortului întâlnirii până se vor împlini zilele pentru închinarea voastră în slujba Domnului, că 7 zile se vor întrebuința pentru închinarea voastră în slujba Domnului. Erau parametri. Sau, tot aici în Levit, scrie în 21 cu versetul 10, preotul care este mare preot între frații lui, pe capul căruia a fost urnat un delemn pentru ungere și care a fost închinat în slujba Domnului și îmbrăcat în veșminte sfinte, să nu-și descoperă capul și să nu sfâșie veșmintele. Sau, pentru Levit, citesc din Cartea Numer, de la capitolul 3, începând cu versetul 5, Domnul a vorbit lui Moise și a zis: apropie seminția lui Levi și pune-o înaintea preotului Aron ca să fie în slujba lui, ei să aibă grijă de... și enumeră. Tot cerea grija lor. Așadar, a fost o slujire bine definită. În Noul Testament avem slujirea spirituală sau administrativă în biserică. În Fapte, capitolul 6, este scris că apostolii nu mai puteau să facă față slujirii atât administrativ cât și spiritual și atunci, sub călăuzirea Domnului, au rânduit slujirea diaconilor. Mai întâi au fost aleși 7, pentru ca apostolii să poată fi dedicați cercetării cuvântului, provăduirii și rugăciunii. În 1 Corinteni, capitolul 12, vers 30, scrie că după ce s-a înmulțit poporul și nevoile au fost cu atât mai mari, în funcție de slujire, 1 Corinteni 12 cu 28, citim până la 30, și Dumnezeu a rândit în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorilor, cârmuirii și vorbind în felul de limbi. Oare toți sunt apostoli? Nu. Toți sunt proroci? Nu. Răspunsul este logic. Și numeră câteva slujiri. Deci, limite în slujire. Unora le rândit una, altora alta. Un al doilea criteriu. În funcție de parametrii slujitorului. Aici avem de-a face cu capacitatea și starea de maturitate fizică sau cu vârsta celui ce slujește. Are limite. În Vechiul Testament, și vă spun doar fără să mai citim întregul verset sau versete, pentru că dumneavoastră știți, leviții aveau o anumită vârstă de la care și până la care puteau să slujească. Întâi a fost 30 și 50 de ani, apoi pe vremea lui David a coborât până la 20. A fost multă nevoie de slujire și limita maximă a rămas la 50 de ani. După aceea puteau doar să ajute, dar nu mai era un exercițiu slujirii ca până atunci. De asemenea, conta, știți că erau criterii legate de sănătatea celui ce slujește. Astfel citim în cartea 1 Cronici, capitolul 26, versetul 8, despre o familie, astfel: toți acești fii al lui Obededom, el fii și fraților, erau oameni plini de vlagă și de putere pentru slujbă, pentru că, în mod deosebit, leviții aveau de efectuat anumite sarcini fizice. În Noul Testament, scrie în Efeseni, la capitolul 4, de la versetul 11, că Dumnezeu a rânduit în biserică slujitori și prezintă aici apostolii, prorocii, evangheliștii, păstorii și învățătorii. Cu ce scop? Citim de la versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea saturii plinătății lui Hristos. Pentru că, fizic vorbind, și așa este și spiritual, cu cât un om este mai mare, mai în putere, mai dezvoltat, mai educat, mai echipat, poate să slujească mai mult. Tot la parametrii slujirii avem de-a face cu chemarea. Chiar dacă cineva are o capacitate fizică și intelectuală, depinde ce chemare are Dumnezeu pentru el.
Când a fost chemat Moise, el a încercat să se scuze spunând că este gângav. Dar Dumnezeu a explicat, scrie în cartea Exodul, în capitolul 4, de la 10 la 16, că îl pune să lucreze în asociere cu Aron. El executa prima parte, cea importantă, prelua de la Dumnezeu cuvântul, îl transmitea lui Aron și Aron era pentru el purtătorul de cuvânt. Moise în fața lui Faraon a fost Dumnezeu și Aron a fost prorocul lui. În Roman 12, de la versetul 3, este scris pentru noi: prin harul care mi-a fost dat, scrie Apostolul Pavel, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Avem limite. Să aibă simțiri cumpătate despre sine potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Versetul 6. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Chemări. Sau, tot aici putem să amintim darurile Duhului Sfânt, 1 Corinteni 12, 8 la 11. Unul este dat una, altuia alta, în funcție de chemare, de mandatul care îl are din partea Domnului. Tot în ce privește parametrii slujitorului, amintește și statutul familial. Nu este totuna dacă cineva este căsătorit sau necăsătorit, dacă este bărbat sau dacă este femeie. Limitele depind și din acest punct de vedere. În 1 Corinteni, la capitolul 7, de la versetul 32, este scris mai întâi pentru bărbați, apoi pentru femei: dar eu aș vrea, spune apostolul, ca voi să fiți fără griji. Cine nu este însurat, se îngrijește lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului, dar cine este însurat, se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un las, și pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici. Un familist, în mod deosebit o femeie, după ce rămâne sarcinată, este mult mai limitată față de slujirea care o efectua până atunci. Doar nu o să poată merge cu bebelaș de o săptămână în misiune ca și atunci când era fată. Tot despre diferența dintre bărbați și femei, și asta nu înseamnă inferioritate, înseamnă roluri specifice. Citim în 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 34, ceea ce se încearcă în vremea noastră să se anuleze, dar fără autorizare de la Dumnezeu. Femeile se tac în adunări, căror nu este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Dacă voi să capete de învățătura asupra unui lucru, să întreb bărbaților acasă, că ce este rușine pentru femeie să vorbească în biserică. Ce? De la voi a pornit cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el? Dar cred cineva că este proroc sau însuflat de Dumnezeu să înțeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului. Și dacă cineva nu înțelege, să nu înțeleagă, dar noi credem că vom înțelege. Un al treilea criteriu obiectiv de limitare a slujirii: în funcție de cei slujiți. Dacă avem o adunare de copii, doar nu o să venim cu același subiect ca și cum dacă avem o adunare de păstori. Dacă avem în față niște tineri, nu o să abordăm, ci abordăm cu niște familiști. Aici se are în vedere, pe de o parte, nevoile lor, așa cum găsim cazul lui Moise în cartea Exod, capitolul 18, care era supra-solicitat cu mulțimea de popor și socrul său l-a sfătuit și l-a îndemnat să ceară mai presus de toate sfat de la Dumnezeu. Și în urma acelui îndemn au fost împărțiți oamenii și repartizați la judecători, începând cu un număr mai mic, apoi un număr mai mare, și Moise era forul suprem de analiză și de judecat. Deci oricât ar fi cineva de capacitat, are limite care au de-a face cu nevoile oamenilor. Scrie de asemenea în cartea Numeri, la capitolul 11, că
Moise îi spune Domnului, după încă o criză în popor, citesc de la versetul 14, eu singur nu pot să por pe tot poporul acesta, este prea greu pentru mine. Versetul 16, Domnul a zis lui Moise, adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrânii ai poporului și cu puterea asupra lor, adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi pogorâ, îți voi vorbi acolo, voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să nu o porți tu singur. Așadar, bine a spus și Domnul, mare secerișul, puțin sunt lucrătorii, sunt nevoi. Tot aici avem de-a face cu felul în care cei slujiți acceptă slujirea în cuget și în fapt. Trebuie să ținem cont de maturitatea lor. Spune Apostolul Pavel, nu pot să tratez cu voi orice subiect, sunteți tot copii. În 1 Corinteni spunea Apostolul în capitolul 9, de la versetul 19, ca unul care știa ce diferențe majore sunt între evrei și neamuri, a zis, căci măcar că sunt slobă față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege. Am fost slab cu cei slab ca să câștig pe cei slab. M-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Deci, iată, limitele sunt potrivit cu cei slujiți. Un text important în privința aceasta avem în Romani 14, unde este scris tot despre diferite măsuri de înțelegere în ce privește zilele, mâncarea, situații care sunt prezente și în vremea noastră. Și sfatul lui este dat în mod concret de la versetul 13, să nu ne mai judecăm dar unii pe alții, ci mai bine judeca să nu faceți nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de potnire sau un prilej de păcătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Iisus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să mâcnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Versetul 18. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni, de să ținem cont de creșterea spirituală, de gândirea, de oameni în fond care ne ascultă și cărora le slujim. Sub acest aspect trebuie să devenim foarte sensibili, în sens pozitiv, elastici, ca să știm cum să slujim cu succes. Un succes care să fie slava lui Dumnezeu, nu evidențierea noastră. Scrie în continuare, așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Totuși a mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere, este rău. Să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Și continuă textul în capitolul 15 cu cuvintele, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Deci, sunt anumiți parametri cu unii, alți parametri cu alții. Și un ultim criteriu, în funcție de atitudinea autorităților pământești. Unele sunt limitele slujirii în condiții de libertate, așa cum scrie în Fapte capitolul 28, că deși a fost dus arestat la Roma, apostolul aici a avut favoarea să lucreze încă fără restricții. Ultimele două versete din Cartea Faptele, Pavel a rămas 2 ani întregi într-o casă pe care o luase cu chirie, primea pe toți care veneau să-l vadă, provodea împărăția lui Dumnezeu și învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. Mulțumim și noi Domnului de ani de libertate, am putea spune, fără precedent ce am avut până acum. Dar au fost și vor mai fi și atitudini nefavorabile ale autorităților,
cu restricționări și chiar cu persecuții majore, chiar sub teama pedepsei cu moartea. În cartea Exod, de la capitolul 7, este scris cum faraon a vrut să-i restricționeze în slujire, să rămână, să muncească, apoi să le dea drumul numai bărbaților. Dar Moise n-a acceptat și acolo a fost un plan special. De asemenea, știm ce scrie în cartea Faptele Apostolului în capitolul 4, capitolul 5, cum apostolii au fost anchetați, în capitolul 8, cum s-a strânit o persecuție. Și scrie de asemenea în Apocalipsa, capitolul 6, despre toți martirii, că istoria creștină are mai multe perioade de martiraj. Apocalipsa 6, de la versetul 9, când arunc mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiate din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să mă odihnească puțină vreme până se vor împlini numărul tovașilor de slujbă și ar fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Să-i sprijinească Domnul pe toți martirii, că la înviere mare cinste vor avea. Așadar, am amintit câteva criterii obiective de limitare a slujirii. Deci depinde de slujirea la care suntem chemați, de statutul și starea spirituală a celui ce slujește, de nevoile și educația celor slujiți și de libertatea care o avem. Dar mai important este să privim la atitudinile subiective de limitare a slujirii, adică la ceea ce depinde de noi. Aici am prezentat, sau mai exact urmează să prezint, am scris 7 atitudini. La acestea vă rog să fiți atenți, frați și surori. În primul rând, o limitare fundamentală. Să slujim numai Domnului. Sunt sute de mențiuni în Scripturi că oamenii au slujit idolilor, ceea ce a strânit întotdeauna gelozia Domnului. Și de idol scrie până în cartea Apocalipsei. Bine scria Ioan în finalul întâi sale epistole: copilașilor, feriți-vă de idoli. Și Domnul pe Sinai a poruncit foarte clar să nu ai alți Dumnezei, porunca a doua, să nu-ți faci, să nu te închini și să nu le slujești. Iar Domnul Iisus Hristos a spus, scrie în Matei capitolul 6, versetul 24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Deci o primă delimitare care ține de noi. Cine vrea să slujească Domnului, să se oprească de la orice altă slujire idolatră, lumească. Dumnezeu nostru este gelos, este sfânt. Cum spune și la 2 Timotei 2, oricine rostește numele Domnului să se departeze de fără de lege, ca să n-ajungem în postura neferită a ceea celor descriși de Domnul Matei 7, care în ziua aceea vor spune: Doamne, noi am slujit. Și Dumnezeu le va spune: ați făcut și fără de lege. Să înțelegem ce a spus Samuel după ce poporul a plâns după Domnul, l-a dorit. Citesc din cartea 1 Samuel de la capitolul 7, versetul 3. Dacă din toată inima vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezeii străini, îndreptați-i bine spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Amin. O a doua atitudine. Să slujim în limitele mandatului primit. Adică să înțelegem ce ne este rânduit fiecăruia. Să nu încercăm să intrăm în câmpul de lucru altuia,
Dacă am primit 5, dacă am primit 2, dacă am primit un talent, să slujim cu ceea ce ne este dat. În cartea 2, Împărați, capitolul 9, avem un ucenic, un fiu al prorocilor, pe care Elisei îl trimite cu un mandat la Ramot în Galat. Îi spune exact cum să facă, pe cine să ungă, apoi îi spune să deschizi ușa și să fugi fără să te oprești. Acesta a fost mandatul. De ce e așa? Cred că știa Elisei foarte bine. În Matei, capitolul 24, a spus Domnul că slujitorii se împart în două. Unii care știu ce trebuie să facă și se țin de datoriile lor, dau hrana la vreme, așteaptă stăpânul, știu că vă da socoteală înaintea lui, alții care, zic, stăpânul zăbovește, își permit să mănânce, să bea cu oameni neserioși și soarta lor va fi una tragică. Bine spune Apostolul Pavel, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia, că a fost chemat și și-a știut mandatul. Despre preoți este scris, de exemplu, despre Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, că a intrat atunci când a venit rândul să tămâieze. Și când i s-au încheiat zile de slujbă, Luca 1 cu 23, s-a dus acasă. Despre David este scris că a slujit lui Dumnezeu după planul lui Dumnezeu. Știți că a vrut să facă și templu. Și Dumnezeu a spus, nu, asta e partea lui Solomon. În 1 Corinteni 4 cu 2, cuvinte citite la început, scria apostolul Pavel, încolo ce se cere de la ispravnici, fiecare să fie găsit credincios în lucru încredințat lui. Nu ne va întreba Dumnezeu de altul. Dacă ești chemat să fii diacon într-o biserică, țin minte că m-a întrebat cineva, uite, eu sunt diacon, sunt comitet într-o biserică, dar la noi se fac și anumite lucruri care trec dincolo de conștiința mea. Fratele meu, tu răspunzi de ceea ce spui, de ceea ce semnezi și alții răspund în funcție de mandatul care l-au din partea Domnului. De aceea judecata începe cu cei din conducere, pentru că fiecare va fi responsabil în fața lui Dumnezeu și chiar a oamenilor de mandatul care l-am primit. O a treia atitudine, foarte important ce spun acum, atingerea limitelor chemării și îndeplinirii mandatului slujirii se poate numai prin dăruire, râfnă, efort, pregătire, rugăciune, lepădare de sine. Ca să dau un exemplu simplu, dacă avem niște vase, apropo de talanți, unul de 5 litri, altul de 2 litri, altul de 1 litru, în cel de 2 litri nu poți pune 3. Dar în cel de 2 litri poți pune numai 1 litru și restul să rămână gol. Vom atinge noi limitele care ne sunt rânduite? Vom putea să ne îndeplinim în întregime mandatul, să ne achităm de chemarea care o avem? Îmi spunea un frate că datorită unor neplăceri și întristări a renunțat să mai slujească în adunare ca proroc al Domnului. Și după un timp, într-o noapte, a venit la el un bătrân care el înțeles că e un slujitor al Domnului și i-a zis, Domnul când te va chema și vei da socoteală în fața lui, nu te va întreba ce ai făcut din inițiativa ta, te va întreba ce ai făcut cu ceea ce ți-a dat. Și i-a spus câte prorocii ar fi trebuit să fie transmise prin el în intervalul în care n-a lucrat pentru Domnul. Așadar, să slujim Domnului cu frică și să ne bucurăm tremurând. Să luăm ca exemplu pe Daniel, despre care citim în cartea sa, la capitolul 6, începând cu versetul 3, că atât în ce privește slujirea în fața autorităților, cât și a Domnului, s-a achitat de sarcinile trasate. Era la bătrânețe ceea ce scrie aici. Când împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. De ce? Pentru că era un om care își făcea datoria.
Atunci căpetenii și dregători au căutat să afle ceva asupra lui Daniel ca să-l părască în ce priveau treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare pentru crederea credincioșilor și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Scrie în 6:10 că se închina de 3 ori pe zi și împăratul a știut și chiar a folosit aceasta în exprimarea lui, cum scrie în versetul 16 și în 20, Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape, un om dăruit. Domnul spunea, citesc din Marcu de la capitolul 10, când ucenicii au vrut să știe care e mai mare, unii aici, alții au vrut să știe dincolo care e mai mare, le-a spus cum ar trebui să slujească, să atingă limitele chemării. Marcu 10 de la versetul 43, oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul tuturor și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească, să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. Domnul s-a achitat de mandatul care l-a avut și a amintit și pe cruce că mai trebuie să spună ceva potrivit celor scrise în psalm și în final când a spus a isprăvit, chiar că își isprăvise lucrarea cum se și roga în rugăciunea scrisă în Ioan 17. În vederea îndeplinirii cu succes a chemării noastre să luăm drept sfat sau îndemnare, cum scrie Apostolul Roman capitolul 12 la versetul 1, îndemn dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească, deci să ne dăruim Domnului ca o jertfă pe altar, în întregime. Spune versetul următor că voia Domnului trebuie înțeleasă ca să știm ce avem de făcut, să nu ne potrivim cu lumea și în felul acesta, pregătindu-ne, vom putea să slujim și să îndeplinim tot ceea ce Domnul a rânduit pentru noi. Să ne pregătim și în ce privește cunoașterea Scripturilor, viața sfântă, toate concurează. Spunea Pavel lui Timotei, amintindu-i 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 16, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul Dumnezeu să fie desăvârșit. Iată limita, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună, adică în orice domeniu ai fi implicat, să poți să atingi parametrii pentru care ai fost rânduit, cum de exemplu cumpărăm un aparat, o anumită mașină, este scris ce parametri de funcționare are, ce cote pot fi atinse, câte rotații pe minut, ce durată de funcționare sau alți parametri. În al patrulea rând, o atitudine la care trebuie să luăm seama. Sunt limite stabilite prin călăuzirea Duhului și lucrările supranaturale ale lui Dumnezeu. Noi, în mod curent, facem ce ne este dat. Postim, ne rugăm, predicăm, cântăm, în limitele obișnuite, să spunem. Dar uneori vine Duhul Sfânt și suplimentează aceste limite cu lucrările sale. Sunt un fel de ieșire din tipar când trebuie să ne lăsăm îndemnați. Știți episodul în care Abigail a trecut, am putea spune, peste autoritatea soțului, dar a salvat situația. Sau, în altă privință, când s-a inaugurat templul Solomon, preoții au fost toți la datorie, cred că a fost o mare onoare la inaugurarea acelui templu luxos. Dar a venit un moment în care a coborât norul lui Dumnezeu și slujba n-a mai fost efectuată ca până atunci. Dar în orice privință se poate întâmpla, scrie în a doua împărați, la capitolul 4, că la școala prorocilor, într-o vreme de foamete, au fost mai mulți decât era un om normal la masă și scrie la versetul 42 că a venit un om, a adus pâini și Elisei a zis, dă oamenilor să mănânce. Slujitorul a răspuns, cum?
pot să dau din la 100 de inși. Dar Iisia a zis, dă oamenilor să mănânce, căci așa vorbește Domnul, vor mânca și va mai rămânea. Atunci le-a pus înainte pâinile și au mâncat și le-a mai și rămas după cuvântul Domnului. Sunt momente în care Domnul ia în slujbă pe lucrătorii săi și se fac minuni, cum scrie în Fapte la capitolul 5 despre apostoli, sau la capitolul 20 despre Pavel și lucrarea din Asia, versetul 11 și 12, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite pe mâinile lui Pavel, până acolo că pe cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri, care fusese atinse trupul lui și lăsau boale și ieșau afară din ei duhurile rele. Domnul să rânduiască astfel de limite binecuvântate prin Duhul Sfânt. În al cincilea rând, așa cum am spus în prima parte, că sunt situații în care autoritățile nefiind nefavorabile ne împiedică. Sunt situații în care limitele noastre trebuie să treacă dincolo de lege, prin asumarea mandatului divin și acceptarea martirajului. Acum stăm liniștiți acasă că este pandemia aceasta de coronavirus. Dar dacă ar veni alte legi care ne-ar impune să nu mai credem în Dumnezeu, să nu mai vorbim din Biblie, să nu ne mai rugăm, ne vom supune? Nu ne vom supune. Vom respecta autoritatea statului în tot ceea ce este bine? Dar va trebui în anumite momente, și sunt astfel de situații acum pe glob, în țări cu regimul totalitare sau în mod deosebit acolo unde este o dominație islamică extremă, unde credincioșii trebuie să se organizeze. Sub călăuzirea Duhului Sfânt din nou, spuneau frații din fosta Uniunii Sovietice, cum se adunau pe ascuns și cum Duhul Sfânt îi înștiința, vă adunați aici sau acolo, acum vă răsfirați, plecați, că vine pe urma voastră. În astfel de situații, limitele nu mai sunt date de supunerea față de autorități. Amintiți-vă de moașele descrise în Exod, capitolul 1, care n-au ascultat de faraon. Sunt situații în care un medic, le respectăm deciziile și ne rugăm pentru ei, dar dacă spune unei femei să avorteze, va trece dincolo de limita recomandată de el, sub călăuzirea lui Dumnezeu, cum au făcut acele femei cucernice. Vă pun în față două situații din Vechiul Testament. În 1 Samuel 22 poruncește Saul, rege fiind, la slujitorii săi să omoare preoții din Nob, și ei n-au făcut-o. Dar în 2 Samuel 14, Absalom, doar fiul regelui, poruncește slujitorilor săi să dea foc la ogorul lui Ioab și ăștia o fac. Deci sunt situații în care trebuie să nu ne temem. Cum zice în Apocalipsa 2:10, nu te teme de ceea ce ai să suferi. În Apocalipsa 11 sunt prezentați doi martori care au ajuns să fie urâți de lumea întreagă. Pentru că în vremea din urmă, oamenii nu mai suportă pe Dumnezeu. Societatea devine din ce în ce mai demonică. Se vor închina fiare, se vor închina balaurului, scrie în ultima instanță. Asta își dorește diavolul, asta a dorit și de la Domnul Iisus Hristos. Și scrie în Apocalipsa 11:7, când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică în adânc, va face război cu ei, îi va omorâ. Îi va birui, am putea spune, fizic. Dar biruința este a lor și a Domnului. Că spunea Domnul, nu vă temeți de ceea ce ucid trupul. Astea sunt situații extreme. O așa atitudine. Să fim conștienți că lucrarea este a Domnului în totul. Și de la chemare, înzestrare și până la răsplătire, totul este prin har. Limitele sunt stabilite de Dumnezeu și în aceste limite nu-i chibzuința, nu-i puterea noastră, ci harul lui Dumnezeu. Spunea Apostolul Pavel corintenilor, care se lăudau unii cu unul, alții cu altul. Citesc 1 Corinteni de la capitolul 3, începând cu versetul 6. Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește, cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata de bosteneala lui. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. Și atrage atenția. În continuare, fiecare cum lucrează, că nu numai că lucrarea este a Domnului, dar vom da și socoteală înaintea Domnului,
că Dumnezeu analizează și în final va răsplăti. Este un har că am fost pus în slujbă, că suntem sprijiniți, că Domnul ne suplimentează slujirea cu lucrările Duhului Sfânt, dar toate acestea, să știm că nu-s de apucat, spune 1 Petru, capitolul 4, versetul 10 și 11, ca niște buni spravnice harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după puterea, după darul pe care l-a primit. Pentru ca în toate, spune în finalul versetului următor, să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și o a șaptea atitudine care e luată de Dumnezeu dacă noi nu îndeplinim atitudinile menționate până aici. Le repet. Să slujim numai Domnului, nu idolilor. Să știm care ne este mandatul, care ne sunt limitele chemării individuale. Să ne luptăm să atingem aceste limite rânduite, să știm că Duhul Sfânt poate să suplimenteze aceste limite cu lucrările sale, să fim gata să atingem aceste limite chiar și în vremuri de persecuție și să conștientizăm că totul e de la Dumnezeu și este al lui Dumnezeu, El lucrează totul în toți. Și în ultimul rând, să știm că Dumnezeu poate să limiteze dreptul slujirii în mod total, prin lepădare. Îi spunea David lui Solomon în 1 Cronici 28,9, să-L caute pe Dumnezeu, să-L cunoască, dar să fie atent cum îi slujește, să o facă, zice David, cu suflet binevoitor, cu toată inima, căci dacă îl vei părăsi, te va lepăda și el pe vecie, cum s-a întâmplat cu bietul Iuda, despre care a fost profețit slujba lui, s-o ia altul. A fost scos din schemă. L-a limitat Dumnezeu total. Doamne, fie-ți milă de noi! Iată și câteva exemple. 3 slujiri în limite corecte și 3 slujiri cu nerespectarea limitelor corecte. Moise, despre care a spus Dumnezeu fratelui și sorei sale, Aron și Maria, în Numeri, capitolul 12, următoarele. Citesc de la versetul 7. Nu tot așa este cu robul meu Moise, el este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles și el vede chipul lui Domnului. Cum de nu v-ați temut de să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Nu s-au temut nici alții, dar s-au ars în Numeri 16, le spune Moise, de ce nu înțelegeți că Aron are mandatul lui? Preoții au mandatul lor, voi sunteți leviți, nu sunteți mulțumiți cu cât vi s-a oferit? Și apoi spune despre sine, citesc versetul 28, Moise a zis, iată cum veți cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din capul meu. Iar în finalul lucrării sale, cronicarul a menționat în Deuteronom, capitolul 34, versetele 10 la 12, în Israel nu s-a mai ridicat proroca Moise pe care să-l fi cunoscut Domnul față în față, niciunul nu poate fi pus alături de el, deci a avut niște limite extinse. O slujire, o dăruire a cel mai blând domn de pe fața pământului. Dumnezeu nu greșește când alege pe cineva. N-ar fi putut Moise să fie în locul lui Aron. Dar iată că nici Aron, cu atât mai puțin, nu putea să fie în locul lui Moise. Moise nu putea fi în locul lui Aron, că cerea gângav, dar Aron nu putea să fie în locul lui Moise, că n-a avut darul și lupta care a avut-o Moise. Să ne amintim de postul lui, de mișlocirea lui, de truda lui de fiecare zi. Cu siguranță că și în veșnicie va avea un loc aparte. Un alt exemplu, Nemia. L-am ales pentru că el putea să stea liniștit la curtea regală. O ducea bine, dar a vrut să slujească. Și am văzut din Scripturi că cine vrea să slujească, Dumnezeu îl cheamă să slujească. Numai să vrea să slujească așa cum a slujit Nemia, cu toată dăruirea. A trecut peste toate piedicele.
Nu s-a folosit de drepturile sale de dregător, așa cum scrie în cartea sa la capitolul 5. Și după toată dăruirea, avea el un cuvânt pe care îl repeta mereu înaintea Domnului și cred că Dumnezeu îi onora și îi va onora acele cuvinte. Spune el, adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. S-a dus înapoi la rege când s-au împlinit cei 12 ani ai mandatului său, au fost supuși față de rege și când s-a întors înapoi a văzut că alții își depășesc limitele ca Eliashib și alții, iar alții nu pot să-și împlinească slujirea în limite. Leviții care au trebuit să fugă de acolo, că nu mai aveau susținere. Omul acesta este un exemplu de om cu multă dăruire. Și un al treilea, apostolul Pavel, am numit un mandat îndeplinit. A fost chemat, crescut, instruit și apoi scrie în Fapte 13:2 că a fost trimis de Domnul în lucrare. Și el a avut o dorință pe care o spunea celor din Asia, Fapte 20:24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și în vederea îndeplinirii cu succes a fost gata să suferă, să depună efort. Dar în final a putut să spună cuvinte care nu oricine le poate spune. Scrie în Romani, la capitolul 15, de la versetul 15, apostolul despre sine. Totuși și școala v-am scris mai cu îndrăzneală ca să vă aduc din nou aminte de lucrurile acestea în puterea Harului pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ca să fiu slujitorul lui Iisus Hristos între neamuri, eu împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei Dumnezeu pentru ca neamurile să fie o jertfă bine primită, sfințită de Duhul Sfânt. Eu dar mă pot lăuda în Iisus Hristos Iisus în slujirea lui Dumnezeu, căci n-aș trebui să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l făcut Hristos prin mine ca să aducă neamul la ascultarea de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Deci iată că și faptele și toate sunt o slujire. Versetul 20. Am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu-ți despre temelia pusă de altul. Ceva asemănător scrie în 2 Corinteni, capitolul 12. Vă citesc de la versetul 9. Harul, mi-a spus Domnul, harul meu este de ajuns. 10. Simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigondiri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și observați ce spune el aici în capitolul acesta în continuare și citește de la versetul 14. Iată, sunt gata să vin a trei ori la voi. Și tot nu vă voi fi o sarcină, căci nu caut bunurile voastre, ci pe voi înșivă. Cei drept, nu copii, sunt datori să agonisească pentru părinți, ci părinții pentru copiilor. Și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele, mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru sufletele voastre. Iată o adevărată slujire. Pe pagina din stânga și din dreapta, în capitolul 11, fără să citesc, scrie câte nenorociri au dat peste el, câte osteneli, câtă trudă, dar viața oricum trece. A fost un om de o mare capacitate pe care Domnul l-a folosit. De aceea s-a îndeplinit cu succes misiunea, zice în 10:15 de asemenea. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu osteneala altuia. Și avem nădejde că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult după măsura noastră. Deci, iată cum Dumnezeu a tot extins limitele pentru că a fost tot dăruit. Dumnezeu să fie slăvit pentru astfel de oameni. Dar în final a putut să spună ceea ce citim din 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6 și 7, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lucea cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa. O, slăvit să fie Domnul! Iată și trei exemple negative, oameni care nu și-au respectat limitele. Regele Saul,
Toată viața a slujit, a murit în război. Dar n-a ascultat nici de Samuel, nici de Domnul, și nu odată, și în mod repetat. N-a ascultat la Gilgal și apoi n-a ascultat la nimicirea amăleciților și în urmă Domnul s-a depărtat de el, că dacă nu slujim după rânduiel, Domnul nu stă toată viața să vină după noi dacă nu mergem noi după el. A ajuns să fie lepădat și spune pe scurt în cartea 1 a Cronicilor, ca într-o sinteză, vă citesc din capitolul 10, versetul 13, Saul a murit pentru că s-a făcut vinovat de fără de lege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, ci pentru că a întrebat și a cerut sfatul celor ce cheamă morții, n-a întrebat pe Domnul, de aceea Domnul l-a omorât. A ajuns să condamne la început, a fost bună starea lui, a condamnat pe cei ce chemau duhurile morților, i-a alungat, au mai rămas ascunși prin țară, dar apoi a ajuns să practice ceea ce l-a condamnat. La început s-a făcut că nu aude pe cei ce îl critică. După aceea a fost tare deranjat și a ajuns să fie un dușman fățiș și și-a închinat o parte din viața lui urmăririi fă-succesa lui David. Ce nefericire pentru omul acesta. Azi, în timp ce mă gândeam la el, așa m-a cuprins o durere, s-a pierdut. Un alt om care și-a depășit limitele a fost regele Ozia, despre care citim în cartea a doua a Cronicilor, capitolul 36. L-am numit regele care a vrut să fie mai sus ca sus. De ce am zis așa? Pentru că scrie aici, în versetul 15, faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până și a ajuns foarte puternic. A fost vestit. A avut lângă el, scrie în versetul 5, pe Zaharia, care percepea vedenii lui Dumnezeu. E foarte importantă călăuzirea și în timpul când a căutat pe Domnul Dumnezeu, l-a făcut să propășească. Dar apoi și-a depășit limitele, n-a fost mulțumit cu tronul, a vrut să ia și cădelnița, să intre în templu, cum scrie de la versetul 16, când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Și a fost condamnat cu restricția să rămână lepros până în ziua morții lui. Și fiul său îndeplinea exercițiu regal. Un al trei exemplu, tot negativ, dintre multe altele care pot să fie numite, hai să luăm unul ușor, Iona. Scrie în cartea sa, în capitolul 1, că Dumnezeu l-a trimis la Ninive. El a plecat în partea opusă. Dumnezeu nu l-a întors înapoi. Am putea spune că s-a pocăit, cum s-au pocăit și ninivenii. Dar tot n-a putut să fie satisfăcut de mandatul care Dumnezeu i l-a dat. Pentru că noi nu vom putea să ne bucurăm de lucrarea Domnului numai dacă suntem în asentimentul Lui, în acord cu El. Și asta pentru toată veșnicia. Ce fericire eternă ar fi dacă noi am fi în opoziție în împărăția Lui Dumnezeu. Dacă n-am fi mulțumiți de cei pe care El i-a mântuit. Dumnezeu este desăvârșit. Dacă vrem și noi, El ne stă la îndemână. Să încheiem, arătând că limita de sus în slujire e stabilită de Dumnezeu și peste asta nu se poate trece, dar poate fi atinsă prin conlucrarea celui ce slujește dacă o face cu toată inima. Așa a spus Dumnezeu în Vechiul Testament, Deuteronom 10:12, cu toată inima, cu tot, cu toată puterea, cu tot cugetul, cu tot sufletul. Spune Apostolul Pavel, s-a luptat cu toată smerenia, n-a ascuns nimic din cererea de folos. Deci de noi depinde dacă atingem limita rânduită și să stăm în limita rânduită.
De aceea spunea Pavel unui slujitor niște cuvinte de mare valoare, fie acestea ca o atenționare pentru noi, Coloseni, capitolul 4, versetul 17, și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Să poată fi mandatul împlinit. Căci dacă mandatul va fi împlinit, slujirea va fi răsplătită prin dreptul etern la slujire. Cei ce slujesc bine Domnului aici vor fi lăsați să slujească Domnului pentru vecii vecilor. Această slujire va fi evaluată de dreptatea desăvârșită a lui Dumnezeu. A spus Dumnezeu lui Eli printr-un proroc, voi cinsti pe cel ce mă cinstește. A spus-o Domnul Iisus, Ioan 12:26. Dacă îmi slujește cineva, și acolo vorbea despre dăruire, despre un model de slujire așa ca a lui, dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi slujitorul meu, dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Și cartea Apocalipsei ne spune în capitolul 7, în capitolul 22, că vom sluji zi și noapte în templul lui Dumnezeu, că în cetatea aceea robii lui îi vor sluji, deci cei ce au performanța slujirii în limitele rânduite vor rămâne să slujească. Așa cum spuneam eu copiilor, adolescenților și tinerilor din orchestra bisericii noastre, voi știți că puteți să rămâneți să slujiți în orchestra veșniciei, adică să rămâneți să cântați pentru vecii vecilor, fiecare în chemarea lui. Acesta e harul cel mare. Dacă ești un slujitor credincios, vei rămâne în bordul de conducere a Universului, între slujitorii, între fiii lui Dumnezeu, pentru veșnicie. Cât de importantă e viața asta, cât de important este cum slujim, noi care știm cui slujim, care știm ce ne așteaptă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să slujim cu toată inima, cu toată râvna, cu toată smerenia, cu toată lepădarea de sine, toată slava să fie a Domnului, căci a Lui este harul. Amin.